Mai departe, Mădălina Panfile spune totul despre nunta secretă pe care a făcut-o în Dubai. Nici ea nu a știut nimic despre planurile soțului. Urmărim interviul chiar acum. Dacă a trecut printr-un divorț, Mădălina Panfile nu s-a speriat. S-a căsătorit civil în Dubai, departe de ochii curioșilor. A fost cumva pe nepusă masă, nu ne urmează. A fost o surpriză și pentru tine? Să zicem că da, nu știu, am fost informată cu o lună înainte. Oh, tare! Dar a fost ceva foarte mic, cu o gașcă de prieteni. Am preferat Dubai pentru că era cald în perioada aceea și ne-am distrat. Mi se pare un gest foarte frumos din partea soțului tău, care deja te avea, aveați doi copilași împreună, să-ți facă o astfel de surpriză. Alții ar fi zis, lasă, gata, e deja a mea, ce mai fac și nuntă, ce mai... Da, nu știu, nu am ținut mărțiș să mă căsătoresc și așa mai departe. Pentru mine este de ajuns faptul că am două fetițe minunate, faptul că noi avem o relație de atâția ani și ne este ok și cam atât. Actele nu schimbă nimic. Ai ales, așa cum spuneam la început, să stai departe așa de lumea montană și voiam să te întreb de ce. Ești aproape că nu te vedem pe nicăieri. Nu mai sunt fan foarte multe evenimente. În general, prefer când am timp liber să ies cu prietenele apropiate și să mă simt bine. Nu știu de ce, nu mai mă pasionează. Nu am nicio interdicție sau vreo chestie de genul acesta, dar sunt prea multe evenimente și trebuie să te pregătești tot timpul și poate nu se pleiază pe programul meu. A avut parte de câteva evenimente neplăcute de-a lungul timpului, dar Mădălina Panfile a învățat să nu se mai lase afectată de gurile rele ale oamenilor. Te afectează răutățile oamenilor, Mădălina? Acum nu, nici nu cred că mai sunt foarte multe răutăți, nici nu le bag în seamă, nu m-a afectat absolut deloc, acum sunt mult mai mare.